Bărbații au probleme mai mari cu memoria decât femeile, indiferent de vârsta pe care o au. Persoanelor de sex feminin, fiindu-le însă mai greu să-și amintească nume și zile, potrivit unui studiu recent. A fost surprinzător să aflăm că bărbații uită mai mult ca femeile, a declarat profesorul Holmel de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Norvegia. Acest lucru nu a fost documentat până acum, a mai spus acesta. De asemenea, el a precizat că a fost o surpriză să descopere faptul că bărbații au aceleași probleme cu memoria, indiferent de vârsta pe care o au. Ei au astfel de probleme chiar dacă au 30 sau 60 de ani. Rezultatele au fost foarte clare, a completat profesorul. Holmel și echipa sa au inclus un chestionar de 9 întrebări care evaluau nivelul la care persoanele își aminteau anumite lucruri, într-un studiu amplu privind sănătatea desfășurat în Norvegia. Acest studiu este unul dintre cele mai ample cercetări realizate privind sănătatea, unde 48.000 de persoane au participat ca voluntari. Participanții au fost întrebați cât de des întâmpină probleme în a-și aduce aminte diferite lucruri. Dacă au probleme cu memorarea numelor și a zilelor, dacă își pot aminti ce au făcut în urmă cu un an și dacă sunt capabili să-și amintească detalii din anumite conversații. Bărbații au prezentat cele mai multe probleme la 8 din cele 9 întrebări adresate de cercetătorii norvegieni. Profesorul a spus: am speculat foarte mult de ce bărbații au prezentat mai multe probleme privind memoria decât femeile, dar nu am fost capabil să găsim o explicație. Acesta este un mister nerezolvat încă. Cercetătorii au descoperit că în timp ce femeile au memorie mai bună ca bărbații, ele se străduiesc mai mult să-și amintească nume și zile. De asemenea, cercetătorii au aflat că persoanele care au beneficiat de o bună educație uită mai puțin, în timp ce respondenții cu educație precară au o memorie foarte proastă. Pe de altă parte, și persoanele care suferă de anxietate și depresie întâmpină mari probleme în ceea ce privește memoria. Cercetătorii au descoperit că, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților, problemele cu memoria cresc după vârsta de 60 de ani, relatează monitorul de Cluj.ro.